Bine v-am găsit, prieteni, la un nou clip pe canalul nostru Grădinar de Weekend. Astăzi m-am gândit să vă arăt cât de ușor se recoltează semințele de crăițe pitice. După cum bine știți, crăițele cu numele lor științific Tagetes sunt plante companion pentru legumele din grădină, deoarece țin la distanță insectele dăunătoare și atrag albinele, astfel ajutând la polenizarea acestora. Ele pot fi de mai multe feluri, pitice, înalte, pot avea diferite culori sau forme. Pentru grădina noastră am ales crăițe pitice din soiul Fiesta de la Flora Self din Horbach. Este pentru prima oară când recoltez semințe de flori sau plante de orice fel și mi s-a părut fascinant unde am găsit semințele crăițelor. De când am proiectat grădina, mi-am promis că voi strânge semințele tuturor plantelor, dar nu aveam habar cum. Așa că, atunci când am observat că florile au început să se usuce, am început să le tai cu gândul că le voi depozita în pungi de hârtie într-un loc uscat și aerisit până la anul. Dar eram foarte curioasă să văd unde se ascund aceste semințe de crăițe. Știam cum arată, dar nu puteam să-mi dau seama unde se găsesc în floare. Și astfel am început să investighez și într-un final le-am găsit bine ascunse după ce am îndepărtat petalele uscate. La cât de multe semințe sunt într-o floare, probabil că semințele doar de la 2-3 flori sunt într-un pachet de semințe cumpărat. Mi s-a părut foarte interesant să împărtășesc cu voi acest lucru și mai ales util pentru grădinarii începători. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și dacă vă place clipul, vă rog să dați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a afla ultimele noutăți. Până data viitoare, vă dorim tot binele din lume!